Acum 47 de ani, în 21 august 1968, Lucian Pintilie a suspendat prima zi de filmare a reconstituirii pentru a urmări, cu echipa, plângând tâmplă în tâmplă cu Emil Bota, cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Noi ascultam Europa Liberă pentru că la Cumpătul, Fănuș Neagu cu Băieșu, cu Geo Dumitrescu ascultau Europa Liberă. Tot timpul se auzea România ocupată în următoarele 24 de ore. Trupele rusești sunt la graniță cu Ghior. Urmează ocuparea României. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Și sub tensiunea asta, că uite, mi se face pielea așa, Pintilie a început filmările. Și noi filmam sub presiunea acestei povești, că România vine, va fi ocupată, că va fi război și că trebuie să terminăm acest film. Asta n-am să uit niciodată. Trebuie odată, pentru întotdeauna, să se pună capăt amestecul în treburile altor state, altor partide. Filmul Reconstituirea a fost considerat cel mai bun film românesc din toate timpurile. Cum a fost posibilă realizarea lui, cu câte opreliști, vom vedea în documentarul lui Cornel Mihalache. Am transmis muzică de stradă. Tipule. Da. Tu știi, mă, care e diferența între om și maimuță? Nu știu. Care? Maimuțele nu au buletin, mă. Reconstituirea reconstituirii. Tras doi.